Israelul continuă să atace labirintul de tuneluri de sub fâșia Gaza, în timp ce își continuă atacul complet de după lovitura transfrontalieră fără precedent a grupării militante islamiste palestiniene. Concret, metroul din Gaza, așa cum este numită rețeaua de tuneluri construite de Hamas, a intrat în vizorul armatei israeliene. Imaginile cu tuneluri și buncăre săpate de islamiști sub fâșia Gaza au fost distribuite chiar de organizația teroristă Hamas. Militant Islamist group Hamas distributed this video on Friday showing its fighters running through reinforced concrete tunnels while carrying military hardware. The footage comes after Israeli politicians emphasize the dangers of hidden tunnels in Gaza dug by militants being a major threat to border areas and communities. Israel's forces have been focused on finding tunnels dug by Palestinian militants, which may be used to move weaponry or to instigate cross border raids. One such attack was stopped on Thursday after the army said it had repelled 13 Hamas fighters after they emerged from a tunnel close to an Israeli farming community. Imaginile au fost distribuite chiar de organizația teroristă Hamas și în clip se văd tuneluri și buncăre săpate de islamiști sub fâșia Gaza. Deși unele dintre aceste facilități militare au fost între timp descoperite și anihilate, specialiștii militari israelieni avertizează că foarte multe astfel de tuneluri sunt încă o Armata izraeliană susține că a identificat cel puțin 36 de tuneluri și a distrus aproximativ jumătate din ele. Aceste tuneluri se întind pe o distanță de până la 3 km, iar unele au o adâncime de până la 30 de metri. Dimensiunile tunelurilor diferă de la unul la altul. Majoritatea au o lățime de doar 2 metri și jumătate și ating aproximativ 6 metri în punctul cel mai înalt. Construcția unor astfel de tuneluri potrivit armatei izraeliene durează până la 2 ani tunelurile sunt fortificate cu ciment și alimentate cu energie electrică, toate acestea fiind furnizate de Israel. Armata israeliană a poreclit rețeaua de tuneluri Metroul din Gaza. Potrivit armatei israeliene, betonul și proviziile ar fi trebuit să fie folosite în Gaza pentru a construi case și școli. Unele dintre tuneluri ajung până în Israel sau Egipt, cele două țări limitrofe teritoriului palestinian.